Salutare, dragii mei! Stați așa, că mă buțui! Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, Capricorn sau cu ascendent în Capricorn. Of, of, măi, măi, haideți să vedem cum e posibil să fie săptămâna 30 mai pentru voi, dragii mei. De ce zic of, of, măi, măi, că a tot ieșit treaba asta cu justiția, cred că la 90% din zodii. Cel puțin de la nivelul la care percep eu mesajele, se pare că vor fi foarte multe procese în săptămâna ce urmează, pe diferite teme. Bun, haideți să vedem care este povestea voastră, unora dintre voi, evident, pentru săptămâna 30 mai, dragii mei, și haideți să vedem cărțile care au ieșit. Prima carte, pe primul rând, este 9 de monede, urmată de Stand Your Ground, rămâi ferm pe poziție, și încheiat, așa cum spuneam, cu cartea judecătoriei. Bun, și mergem mai departe și avem cartea îndrăgostiților, urmată de această mișcare accelerată, ceva se mișcă cu viteză, corespondentul optului de bâte din tarotul clasic, și încheiat cu această carte a persoanei oficiale, da? O haină de stat. Și pe ultimul rând avem treiul de cupe, urmat de asul de cupe din acest deck, și se numește Love Begins, și anume un început de relație, o nouă relație apare în viața voastră. Nouă, poate că nu cunoașteți persoana, cu toate că eu cred că, mă rog, o cunoașteți. În fine. Și încheiat acest rând cu această carte a sicriului, și anume că ceva se termină. Am cerut și niște lămuriri pentru voi să vedem despre ce este vorba cu toată povestea asta din tarot. Și au venit următoarele lămuriri, cartea bărbatului bogat. Nu vă luați repede, vă luați pe faptul că este bărbat, poate să fie și femeie, mă scuzați, care să aibă o situație financiară bună, pentru că avem și această domnișoară aici, reprezentanta noului de monede, urmată de cartea curtoaziei și orizontul îndepărtat. Bun. Trecem mai departe și după aia vedem povestea. Mă scuzați, ăsta a fost cablul meu de alimentare. Bun. Vedem povestea pe larg. Energiile care guvernează săptămâna aceasta pentru voi este această carte Omens, și anume acele mesaje pe care le veți primi voi și cartea Slow But Steady, încet, dar sigur. Așa că nu disperați, dragii mei, veți primi niște mesaje, niște confirmări și nu trebuie să disperați. Bun, mergem mai departe. Aborugebos. Asta vreau să zic. Prima carte este cartea decepției, care vă spune că cineva în relația în care sunteți poartă o mască. Și a doua este cartea chimiei. Ați spune voi că se bat cap în cap. Nu se bat cap în cap. Se pupă foarte bine și o să vedeți de ce. Haideți să vedem mai departe. Următoarele cărțului avem în felul următor: prima ceacră și Arhanghelul Mihail. Următoarea carte, Healer of the Ages, acest vindecător al tuturor timpurilor, și anume voi. Deep Knowing, cunoaștere la un nivel foarte profund în această săptămână, și va trebui să vă folosiți de ea. Cartea contractului sau a angajamentului, commitment. Gata, a venit din prima traducerea. Hei, ce tare sunt. Bun. Devotion to the small, acel devotament către toate lucrurile, indiferent de mărimea lor, că mărimea nu contează. Și mesajul din partea îngerilor vine de la celeste. Mai prostia mâncat la ora asta. Bun, de la celeste și vine de la celeste. Atât ce vreau să mai continui. Mai continui, vă zic la sfârșit. Doamne, doamne. Așa se întâmplă când muncești de 1 mai, nu? De fapt, la mine nu este o muncă, este o plăcere să fac ceea ce fac. Păcat că nu am și niște mici aici și o bere. Păcat, nu am aici, am o bucătărie, dar mă duc după aia. Bun, gata. Haideți să vedem ce văd pentru unii dintre voi în această săptămână, dragii mei. Așa cum foarte bine ați înțeles din cărțile pe care vi le-am arătat, pentru unii dintre voi în această săptămână vorbim despre un proces. Posibil, foarte posibil, foarte, foarte, foarte posibil, foarte posibil de divorț sau, mă rog, o separare în cadrul unei relații de lungă durată.
Nu zâmbesc că mă bucur că, ba da, mă bucur că se termină niște lucruri care nu sunt la locul lor, dar chiar mă bucur. Foarte bine. Și mai ales mă bucur pentru că văd foarte clar cu acest 3 de cupe și cu această carte a îndrăgostiților, dragii mei, că această relație făcea, mă rog, era formată sau nu. Ba da, era formată din 3 persoane. Vorbim de un trio conjugal din care probabil în această săptămână se va ieși, da, fie că sunteți voi cei care vă veți înfățișa aici, cu mască, cu mănuși, cu toate treburile de protecție, evident, sau online, nici nu știu dacă se poate așa ceva, dar în fine, fie că sunteți voi cei care puneți punct, terminați o relație, fie că este acea a treia persoană din această relație care face acest lucru și atunci, da, lucrurile între voi vor putea să înceapă și să vă continuați, să spunem, povestea de dragoste. Din ce văd eu, această persoană, a treia persoană, fie că nu contează care este, a treia persoană care vă face curte nu este din proximitatea voastră, este de la drum lung. Bun, dacă sunteți voi cei care veți trece în această săptămână printr-un proces de divorț sau, mă rog, poate acum se pun bazele, se discută despre așa ceva, este foarte important, dragii mei, să rămâneți fermi pe poziție. Sau poate partenerul vostru o să vrea să rupă relația și atunci va trebui să rămâneți fermi pe poziție și să vă apărați interesul, de ce nu. Să spuneți foarte clar ce doriți, nu știu, din cadrul relației care urmează să se sfârșească sau ce doriți voi de la viață. Nu cedați, nu faceți nici măcar un pas înapoi. Ce mai avem important în această săptămână? Avem, da, prima chakră, așa cum am spus, și vorbește despre fricile de supraviețuire sau instincte de-astea primare. Mare grijă aici, lucrați, curățați acest prim centru pentru că frica nu este bună, frica vă poate bloca și acest lucru vă poate, să spunem, încetini în acest proces de eliberare a voastră și de uniune cu persoana care vă este dragă, dacă e cazul vostru, să spunem. Dacă nu este cazul vostru și altcineva pleacă cu a treia persoană, bineînțeles că din nou fricile nu sunt bune și atunci va trebui să tăiați voi niște legături cu acea persoană. E momentul în această săptămână să vă vindecați voi pe voi, că de asta a apărut această carte. Eu tot ce să-mi ascund unghiile astea, dar promit că am să ajung să le și fac. Asta este, vă scuzați, e carantină. Da, aveți dreptate. Aveți dreptate cu ce ați spus acum. Bun, și revenim. Este momentul să vă vindecați voi pe voi, aveți acest vindecător al tuturor timpurilor. Se pare că ați așteptat unii dintre voi acest moment, da, să prindă contur, să se întâmple ceva acolo, pentru că avem această energie de slow but steady, de încet, dar sigur, uite că până la urmă lucrurile se concretizează, lucrurile ajung să capete o formă pe care să o puteți recunoaște. Mai tâmpenii vorbesc, Doamne ferește. Da? Vi se spune clar din partea morului Ghebos că cineva într-un parteneriat de corazon poartă o mască. Nu este 100% autentic, nu spune ceea ce are pe suflet, mă rog, ascunde ceva. Ca asta face o mască, ascunde ceva. Vi se cere în această săptămână, sau nu, vă rog, nu vi se cere, vi se sugerează în această săptămână să vă folosiți de această înțelepciune, această cunoaștere profundă din interiorul vostru, să ajungeți la acea înțelepciune de care este nevoie în astfel de momente, pentru că în astfel de momente avem tendința de a, nu știu, probabil răbufni, de a reacționa la anumite acțiuni ale anumitor oameni și atunci nu e bine să facem acest lucru, dar trebuie să ne ridicăm cumva deasupra acestei probleme și să răspundem calm, să răspundem frumos, să răspundem într-un așa fel încât să nu ne afecteze nouă, adică vouă, energia. Da, clar, vorbim despre... Uite, în locul am uitat...
despre acest angajament, despre un angajament, fie că este vorba despre angajamentul vostru care se rupe față de o anumită persoană sau a unei anumite persoane față de voi, fie că este vorba despre următorul angajament al vostru față de o persoană care se află la drum lung. Aici voi veți vedea care și cum se așează și, situația, dragii mei. Oricum, din ce văd eu aici, clar se rupe un trio și se va ajunge în viitorul apropiat la o relație frumoasă, într-adevăr, da? Cu asul de cupe și carta îndrăgostiților, formată din două persoane, așa cum zic eu că e normal, dar la urmă nici e normal, nu trebuie să fie normal ce cred eu. Bun, și mesajul din partea îngerilor vine de la Celeste și spune în felul următor că ceva nou legat de casă sau de job se întâmplă în această săptămână pentru, pentru voi și această modificare. Fie că e vorba de mutarea într-o nouă casă, fie că e vorba despre mutarea sau schimbarea jobului, să spunem, sau poate deci în o altă relație, va aduce o energie pozitivă în viața voastră. Așa că, dragii mei, ceva se schimbă. Ceva se schimbă clar la nivel de relație în viața voastră și asta este foarte bine. De ce? Pentru că trebuia să vină, mă rog, ceva nou și clar, în momentul în care se ajunge la un trio, ceva undeva nu merge. Bun, dragii mei Capricorn sau cu ascendent în Capricorn, o citire interesantă, mai altfel decât celelalte pentru voi, așa că aveți grijă ce faceți acolo, lăsați fricile deoparte, lucrați pe primul centru energetic, lucrați cu Arhanghelul Mihail, să vă ajute să vă desprindeți de niște frici sau de ce nu de niște persoane. Dragii mei, astea au fost mesajele pentru voi săptămâna 30 mai. Dacă ați rezonat cu ce a spus Universul aici, aștept comenturile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, veți găsi toate detaliile necesare în descrierea acestui videoclip, dragii mei, și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reîntâlnim la Taroscop. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!